Se pare că am făcut alergie la ambrozie. Nu știu, o să văd, aflu asta de fapt peste câteva zile când am să merg la alergolog. Dar tot trag de nas, dintr-un nas în care n-am nimic, doar trag așa și v-am să mă scuz cumva în fața voastră că o să mă cam vedeți făcând treaba asta și pe asta. Și da, ci că astea ar fi simptomele și asta ar fi trendul mai nou, să fii alergic la ambrozie. Am și ochii înroșiți dimineața, mă mănâncă nasul, după cum ați văzut, îmi curge nasul, deși n-am nimic în el și am o permanentă stare de oboseală. Da, asta o fi, n-o fi, o să aflu în câteva zile. Până atunci vreau să vă prezint o carte minunată la care am văzut întâi filmul și nu vă recomand să faceți asta sub nicio formă, a fost o mare greșeală și rare ori mi se întâmplă și mie chestia asta, cred că e a doua oară deja într-o lună sau în două luni, nu mai știu când am văzut ultima dată. Cert este că mi-a plăcut atât de mult filmul, am bocit așa de mult la el și am zis neapărat trebuie să am cartea, cu atât mai mult cu cât este inspirată din fapte reale ale autoarei, Janet Walls. E vorba de Castelul de Sticlă, așa cum scrie și în titlu. Ok, cine a citit cartea asta? Mâna sus? Ăla eu? Nu-i nimic, o să vă povestesc eu puțin despre ce se petrece aici, fără multe spoilere însă. Ei bine, povestea începe cu amintirea lui Janet, care este autoarea cărții, vă spuneam, sau n-am zis chiar neapărat asta, este un roman autobiografic. Janet, la vârsta de 3 ani, care fierbe singură un hot dog. Se urcă pe un scaunel, foarte aproape de flacără, lângă aragaz, și când pune cremuștii în oală, flacăra îi atinge rochița și asta ia foc instant. Impresionant este momentul în care, mă rog, cade fetița de pe scaunul respectiv, cu tot cu flăcări, era înconjurat acolo de flăcări și mama, care se afla în camera alăturată, sare cu niște pături să-i stingă flăcările de pe ea, însă nu pare foarte îngrijorată. Da, aici e un moment în care îți pui niște întrebări. Dacă v-am captat atenția sau nu, haideți să continui atunci. În familia Walls sunt 4 copii. O avem odată pe Lori, fata cea mare, Janet, cea care și povestește în carte și scrie, fratele lor mai mic Brian și următorul copil, ultimul, este Maureen, surioara lor cea mai mică. Toți și 4 copii sunt foarte inteligenți, cumva rămâi puțin surprins la final, te întreb cum de-au ieșit niște copii atât de reușiți, din niște părinți atât de iresponsabili, să zic. Nu știu, am citit și recenzii, au fost foarte judecați, aspru judecați de majoritatea. Eu sunt sunt de acord însă într-o mică măsură, nu într-o totul, pentru că nu degeaba au reușit acești copii în viață și nu degeaba au reușit să ajungă niște adulți care să facă ceva în viață. Sunt adulți la 30 ceva de ani care nu știu nici acum ce înseamnă cuvântul acuratețe, pe când acești copii la 4, vârste de 4-6 ani știau mult mai mult decât atât, înțelegeau foarte bine literatura, erau cei mai buni copii din școală, cei mai inteligenți. Vine și mai mult asupra părinților, pentru că chiar m-au fascinat puțin regulile pe care nu le aveau și felul lor de a fi. Erau doi părinți foarte nonconformiști, iubeau atât de mult spiritul liber, aventura, fără să țină cont de regulile acelea inutile pentru un trai sau pentru un cămin tipic, cum obișnuiesc familiile să-și facă de-a lungul anilor. Chiar, uitați ce spunea Janet despre tatăl ei, am uitat să-mi pun un semn de carte aici, dar îmi aduc aminte, erau 104, deci da. Viața la oraș era prea mult pentru tata. Încep să mă simt ca un șobolan captiv într-un labirint, spunea el. Uram modul atât de meticulos în care erau organizate toate lucrurile, fișele de pontaj, conturi bancare, facturi telefonice, aparate care contau parcarea, formulare pentru impozit de ceasuri, deșteptătoare și așa mai departe, sunt multe, multe. Îi ura pe toți oamenii care locuiau în case dotate cu aer condiționat, cu ferestrele în permanență închise, care conduceau mașini dotate cu aer condiționat, mergând la serviciu de la 9 dimineața
până la 5 după amiaza în birouri dotate cu aer condiționat, avea deja ceva cu aer condiționat, despre care el spunea că nu sunt nimic altceva decât niște închisori împopoțonate. Pur și simplu, imaginea acestor oameni ducându-se la lucru îl făcea să se simtă încolțit și iritabil. A început să se plângă că deveneam prea moi, prea dependenți de confort și că începeam să pierdem legătura cu ordinea naturală a lumii. Ei bine, cei patru copii învață să se descurce în viață, să nu le lipsească nici lor spiritul și aventura, însă toate acestea vin cu prețul unei vieți de nomazi și de cele mai multe ori ei nu au avut, nu, niciodată n-au avut o casă decentă, de multe ori le-a lipsit mâncarea, le-au lipsit hainele căutându-le prin gunoaie. În altă ordine de idei, cum spuneam și la început, de preferat să nu vezi filmul. Mamă, ce mă enervează când fac treaba asta, pentru că știu povestea, știu ce se întâmplă, chiar dacă lucrurile sunt diferite. Categorii nu sunt la fel, pentru că e destul de greu, am mai spus asta, pentru un regizor să unească toate scenele alea și să le facă. Ar trebui să fac un film de 4-5 ore, ceea ce nu s-ar întâmpla treaba asta. Însă tot mi-a plăcut. N-aș putea spune că în cazul acesta cartea bate filmul, pentru că mie mi-au plăcut amândouă fantastic de mult. De exemplu, un film a fost o scenă care a fost mult mai bună decât în carte, din punctul meu de vedere. Aceea în care toată familia merge împreună cu copiii la piscină, la un bazin mai exact, și singura care nu știa să nuate era această mică, Janet. Nu mai știu câți ani avea atunci, oare 7 sau 10 ani, nu mai știu. Cert e că tatăl ei îi spune, astăzi vei învăța să nuți. Așadar, intră împreună în piscină, o ia și o aruncă de câteva ori în apă, o salvează, o ridică la suprafață, iar o ia, iar o aruncă. În fine, a fost destul de dramatic așa cum s-au petrecut lucrurile în film. Cred că i-a spus că îl urăște fata în ziua respectivă, dar el la rândul lui i-a zis, uite, ai învățat să nuți, am spus că vei învăța să nuți, nu trebuie să te temi niciodată de asta și niciun caz să nu crezi că ți-aș face vreodată rău. Pe când în carte lucrurile se petrec un pic mai simplu, nu știu, trei fraze, cred că s-a terminat scena. În schimb, o altă chestie care mi-a plăcut mult mai mult în carte decât în film, de fapt în film cred că au scos-o de tot, nu mi-aduc aminte, cred că nu a existat deloc această parte, e momentul în care Janet există un vecin cu 3 ani mai mare decât Janet, Billy, cred că îl cheamă, și o tot plăcea, tot insista să fie prieten cu ea. Pentru că ea îl consideră un delicvent și un delbedeu, a zis că nu vrea să aibă de-a face cu el. Într-un final îl acceptă prin preajma ei, într-o zi o invită la el acasă să-i arate ceva de care va râde în hohote. Ea curioasă merge și îl vede pe tatăl acestuia stând pe canapea, beat mort, cu șlițul desfăcut la pantaloni, mă rog. Și copilul ăsta mare întreabă, pe bune chiar nu vezi care-i chestia caragioasă din toată treaba asta, tu nu vezi cât e de râs? Și el râde în hohote. La care el spune în continuare, nu vezi că ăsta a făcut pe el și are șlițul desfăcut la pantaloni? Janet mi-a plăcut foarte mult aici, înainte să o ia la fugă să plece din casa respectivă, i-a zis ceva de genul, nu poți să râzi niciodată de propriul tău tată, niciodată. E bine, cam atât despre poveste, n-am să vă mai dau detalii, nu știu dacă v-am făcut curioși, dacă ați citit cartea, dacă urmează să o citiți, eu vă recomand din tot sufletul Castelul de Sticlă al lui Janet Walls, este la un preț mai mic decât am găsit-o eu, pe Libris am văzut, când am cumpărat-o eu a fost ultimul exemplar, m-am înțeles că nu se mai face, din fericire a reapărut, v-am zis mai jos, aveți link-ul de la Libris, e undeva la 30 ceva de lei, eu am luat-o la vreo 45-46, cam așa, dar fiind ultimul exemplar, clar putea să fie și 55, cred că tot aș fi luat-o, mi-a făcut foarte mult filmul, v-am zis, de asta am insistat să văd cum a fost scrisă cartea. De ce recomand? Mi-a plăcut foarte mult, nu știu, cred că asta face de fapt ca această carte să fie ajuns bestseller, spune aici că de 8 ani este bestseller New York Times. Nu doar curajul cu care această femeie a avut curajul să-și povestească viața, pentru că da, îți trebuie un curaj să poți povesti toate acele lucruri cu care ai crescut, cât mai degrabă felul în care a povestit, afecțiunea și tandrețea pe care le-am simțit că le are față de părinții ei, deși
cum am spus, au fost niște irresponsabili, n-au avut tocmai acea atitudine de părinte care să aibă grijă de copiii lor. Dacă v-a plăcut acest vlog, dacă vă place această carte, încă o dată vă recomand să o comandați, să o aveți în biblioteca voastră. Nu cred că se găsește pe la bibliotecă, nu am dat eu de ea cel puțin. Încă o dată, dacă v-a plăcut acest vlog, sper să lăsați un like, un comentariu, un share, să împărtășim împreună opinii și ne vedem data viitoare cu o nouă recenzie, probabil încă nu am stabilit ce vreau să fac. Ne vedem și pe grupul de Facebook Ai Carte, pentru că așa ai parte. Eu sunt Roxana, vă doresc o săptămână cât mai frumoasă!